Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri faptul că a convenit împreună cu patronatele și sindicatele în Consiliul Național Tripartit noile valori ale salariilor minime în construcție, agricultură, dar și în industria alimentară. Atât noul salariu minim în construcții de 4.500 de lei, cât și cel din agricultură și industria alimentară de 3.400 de lei, garantează că nu se pierde nici măcar un leu din salariile nete. Reprezentanții sindicatelor au făcut public proiectul ordonanței de urgență și nota de fundamentare, așa cum au fost redactate în cele din urma ședinței. Am convenit astăzi, împreună cu patronatele și sindicatele în Consiliul Național Tripartit, noile valori ale salariilor minime în construcție, agricultură și industria alimentară. Am făcut o promisiune angajată aceea că în urma introducerii contribuției pentru sănătate, salariile din aceste două domenii nu vor scădea, iar prin acordul de azi, atât noul salariu minim în construcții de 4500 de lei, cât și cel din agricultură și industria alimentare de 3400 de lei, garantează că nu se pierde nici măcar un leu din salariile nete, a anunțat premierul pe pagina sa de Facebook. Șeful executivului a mulțumit patronatelor pentru că au înțeles importanța acestui moment. Precie suportul acordat guvernului de către sindicatele în stabilirea valorilor corecte ale salariilor minime din cele două industrii cheie pentru economia noastră. Suntem pregătiți acum să adoptăm în ședința de guvern ordonanța de urgență referitoare la noile salarii minime din cele două sectoare economice. În acest fel, odată cu promulgarea de către președintele României a pachetului fiscal bugetar, voi putea fi aplicate și aceste prevederi importante care protejează veniturile tuturor salariaților din construcții și agricultură, a mai spus premierul Marcel Ciolacu. Anterior, la finalul lunii trecute, guvernul a amânat majoritatea majorarea salariului minim în construcție și agricultură, după ce a constatat că salariul net al angajaților ar putea scădea. Guvernul a aprobat însă hotărârea pentru creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care prevede majorarea nivelului acestuia la 3.300 de lei lunar, începând de la 1 octombrie 2023, față de 3.000 de lei, relatează știrile proteve.ro.